opinie publică din țara noastră a urmărit cu viu interes lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 3-5 noiembrie. Tineri și vârstnici, oamenii muncii din țara noastră își exprimă satisfacția și recunoștința față de partid, de comitetul său central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a pus în fața întregii națiuni programul de excepțională însemnătate teoretică și practică. Program îndreptat în direcția făuririi omului nou cu o înaltă conștiință socialistă. Uzina 23 august. Echipa noastră de filmare a înregistrat opiniile muncitorului Antonache Hristache, erou al muncii socialiste. Văd în expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în măsurile adoptate o mare și profundă lecție de etică revoluționară. Un program de vastă muncă pe care nu e suficient să-l citim, să-l discutăm, dar trebuie să-l confruntăm zi de zi, oră de oră, cu realitățile din jurul nostru, să-l transformăm în fapte spre binele întregului popor. Scriitorul Eugen Barbu. Ca scriitor, cred că am reținut un lucru foarte important, ideea că, odată pentru totdeauna, trebuie făcută o artă realistă, o artă care să dezvăluie cu curaj toate aspectele vieții noastre, indiferent dacă subiectele sunt delicate, adică o artă care să arate viața contemporană noastră așa cum este. Este vorba aici de un aspect care de multe ori a fost accentuat în discursurile secretarului general al partidului, dar pe care unii redactori de la edituri și chiar de la cinematografie îl uită pe parcurs. Cred că pentru scriitor este foarte important să facem acest lucru care ni se cere, cu convingere, curaj și mai ales cu acea disponibilitate pentru adevăr care trebuie să existe în orice artă înaintată. Academicianul Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de Matematică. Un specialist, chiar de înaltă calificare, nu poate să fie numai un specialist din punct de vedere profesional. El trebuie să fie un cetățean în același timp, trebuie să aibă o etică desăvârșită, atât în profesiunea lui, cât și în comportarea lui în societate. Mă gândesc în particular la un profesor care, înainte de orice, trebuie să fie un educator.